Și vine o nouă lovitură pentru mafia deșeurilor. Un tren a fost prins la o graniță cu numai puțin de 1500 de tone de gunoi. Garnitura cu 28 de vagoane a fost oprită la intrarea în țară în timpul unui control de rutină. Oamenii legii au fost luați prin surprindere de încărcătura masivă pe care o transporta trenul, formată din deșeuri de fier și oțel, provenite din Cehia. Mecanicul de locomotivă spera să-și poată livra marfa tocmai în Galați. Totuși, transportul nu era înregistrat la administrația pentru fondul de mediu cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în țară, așa cum prevede legea. Drept urmare, autoritățile i-au interzis accesul pe teritoriul țării noastre și au deschis o anchetă în acest caz.